Dragi prieteni, după cum v-am promis, continuăm lecțiile noastre despre istoria noastră națională. Astăzi vom vorbi despre limba română. După cum am mai spus și la lecția trecută, noi am fost parte a tracilor. Iată aici eu am harta Daciei, împreună cu triburile daci din împrejur. Închipuiți-vă că continuă harta mai în jos. După cum am vorbit noi, noi am făcut parte din familia tracilor, tracii de la Asia Mică, de la Turcia de astăzi, și până la Slovacia de astăzi, de la râul Nipru, mai cu seamă de la vărsarea Niprului, în cursul inferior al Niprului, să zicem așa, și până în munții Balcani și chiar mai departe, pentru că găsim la Herodot despre geți. Romanii numeau pe strămoșii noștri daci, grecii numeau geți. Știți foarte bine, cunoașteți, cred că deja, vorba că geții sunt cei mai drepți, cei mai viteji, etc. Tot Herodot a spus lucrul ăsta. Și tot el spune, cum treci Hemusul, dai de geți. Hemusul este denumirea veche a munților Balcani. Munților Balcani, în care astăzi este situată Serbia, Bulgaria, o parte din Grecia. Sigur că Macedonia, care s-au despărțit de la fosta Iugoslavie, țările astea. Munte Negru, până la Albania. Iată arealul unde au trăit tracii. Tracii au fost traci de sud și traci din nord. Noi facem parte din tracii din nord, de tot aici. Limbușoara noastră a început să formeze ca limbă romanică, latină, etc., secolele 6-8 după Hristos. Fac o paranteză pentru cei care ne vor privi din România. Cunosc foarte bine de tăblițele de la Tartaria, de cele de la Senaia. Nu mă pun în poară, sunt de acord cu multe chestii, dar în manualele de istorie așa ceva încă nu este. Asta este numai la nivel de învățați de istorici în școală, încă nu se predă. Plus la asta, basarabenii mei în diopște nu au idee ce limba au și cum îi cheamă. Nu mai vreau să le încarc mintea încă și cu tăblițele la Tartaria. Sau cine pe cine a romanizat, romanii pe noi sau noi pe ei. Că s-au găsit ceva acolo, niște acte la Vatican, unde s-ar dovedi că limba noastră proto-română, limba noastră veche, getodacă, geții cum vreți, tracă, este mai veche decât limba latină. O fi fiind. Deocamdată eu nu am izboare. Mă conduc după moarele nostru moldovean, în ghilimele, sigur că Nicolae Iorga, care ținea foarte mult la izboare. Așa și eu. Am studiat, am cumpărat cărțile astea, Burebista, Dacii, să nu fiu chiar pe loc gol. Am citit tot ce este scris în manualele noastre și mult mai mult. În ziua de azi, când avem încă și internetul, e foarte ușor să găsești informații dacă le cauți, bineînțeles. Așa, câte puțin să vă fac cunoștință, așa? Puțin, sigur. Cuvinte de origine getodacă, care sunt în limba noastră. Ele sunt la vreo 180 de cuvinte. Eu nu o să vă le spun pe toate, dar măcar unele care, pentru cei neinițiați, care nu cunosc, să înțeleagă cam de unde vin cuvintele astea, cam care sunt ele, cât de cât așa. Copil, moș, prunc, zestre, pânză, brâu, căciulă, cioarici, grapă, sită, costură, brânză, zăr, zgură, cătun. Cătun înseamnă cel mai mic, cea mai mică localitate. Două, trei case, cătun. Și în ziua de azi așa îi spune, numai că moldovenii noștri nu cunosc cuvântul ăsta. Dar el este. Ceea ce în limba rusă este hutor. Bordei, vatră, burlan, groapă, bârnă, grinde, gard, gardină, adura, adărâma, scrum, aplic, azburda,
gerun, mazăre, păstaie, fasole, mălai, curpăn, struguri, mânz, vezure, mal, amurg și altele. În total se cunosc 170-180 cuvinte getodace, care au mai rămas în vocabularul daco-romanilor, dacă vreți, sau românilor. Pentru că sunt unele cuvinte care s-au păstrat destul de bine în limba albaneză. Pe când era Dacia, pe când era Utracii, frații noștri se numeau iliri, acei din Albania. Deci noi avem limbi erudite cu ei. Nu e aceeași limbă, dar erudite. Multe cuvinte sună chiar așa. Adică ei erau iliri, noi eram traci, la ora aceea. Și până în ziua de azi, albanezii cunosc și noi tot cunoaștem că suntem rudi în plan lingvistic. Colonii grecești întemeiați pământul românesc la acel timp. Aici, la Dunăre, la Marea Neagră, cred că ați mai auzit Histria, malul lacului Sinoie, Tomis, Constanța, Calatis, Mangalia, Argatum, capul Dolorman, Turcia, Tiras, cetatea albă, Guranistului, Olbia, Porutino, la gura Bugului de Sud, terminologia agricolă, chiar dacă noi, prin secolele 5-6, ne-am amestecat nițel cu populația slavă, care, cu toate că noi, deja limba cam nu era formată la acel timp, dar tot și-a influențat asupra noastră și noi am preluat niște cuvinte de origine agricolă, cum ar fi plug, boronă, lopată, le-am preluat de la ei și le numim așa. Dar ceea ce facem noi, ce lucrăm, efectuăm noi cu lopata, cu plugul, sună latinește totuși, terminologia agricolă română. A ara, aratum, în latină, a semăna, a treiera, a secera, a culege, suprafețele agricole, câmp, arie, falce, nu sună în limba slavonă, sună latină. Culturile agricole, grâu, secară, mei, orz, poamă, legume, denumiri de râuri, Maris, Mureș, Alătus, Olt, Samus, Someș, Crisus, Criș, Tibiscus, Timiș, Odessus, Arges, Porata, Piretus, Prut, Danaris, Dunăre, Tiras, Nistru, Piretus, Prut, Hierasus, Bug, Borisfen, Donu. Mă iertați, Tanais, Donu, Borisfen, Nipru. Am mai împrumutat noi cuvinte și din limba turcă mai târziu, dar puține și cu timpul noi am început să le eliminăm de limba noastră, deoarece turcii niciodată n-au insistat ca noi să învățăm limba lor sau să trecem la religia lor. De aceea, ele au fost la timpul lor când se făcea comerț cu turcii, când aveam cu ei relații comerciale mai des. Acum ele au cam dispărut de la noi. Așa, în formare, deci, au avut o influență și populațiile migratoare. Sunt cuvinte de origine străină, cum ar fi chiar ratușă. Ratușa asta e o primărie undeva în țările Baltice sau țările Scandinave. Nu știu de unde a ajuns cuvântul ăsta la noi, pentru că așa și scriu învățați acolo, că Dimitrie Cantemir, 1673-1723, astfel, astăzi, moldovenii, muntenii, valahii, transalpini, mezienii, basarabenii și epiroții se numesc psirii cu toții, cu un nume cuprinzător, nu vlah, ci români. Iar limba lor, neaușii îi spun, limba română. Iar dacă un moldovean, un muntean, un misian și așa mai departe, l-ar întreba pe un străin sau venetic dacă știi limba lor, l-ar întreba așa, știi românește? Adică știți romanice? Prin urmare este vădit că fie de la germani, fie de la poloni și de la restul neamului slav, întregul neam românesc se numește român, după stirpea din care se trage. Vechimea romano-moldovlahilor, Dimitrie Cantemir, îi numește așa precum ar trebui după romano-moldovlahilor.
cum i-au zis străinii, mă rog. Așa. Arată-se pe scurt tot într această carte. Neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor, care cu toții cu un nume de obârșie români se cheamă, să fie din rodul sau hireș romani și precum Dacia au fost descălecate de Traian, împărat cu cetățeni și slujitori romani. Ei, aici noi suntem de acord și nu prea. Din tot teritoriul Daciei, numai 14% a fost ocupat de Imperiul Roman. Într-o 165-170 de ani acolo, parcă nu-mi vine a crede mie, și cred și alții, că s-ar fi romanizat așa de iute un popor care să fi fost de altă limbă. Adică noi de totdeauna să ne fi romanizat așa de iute. Presupun, n-am găsit încă deocamdată în cărți undeva, că noi o fi având o limbă cam cum au ucrainenii cu belarușii. Pentru că ei se înțeleg foarte bine. Limbile lor sunt cam una. Cred că așa am fost și noi cu romanii, de am putut să trecem la limba latină. Sigur că limba latină la acea oră era limba științei, în primul rând. Era limba pieții, când se făcea o vânzare ceva acolo, se vorbea în limba romană. Sau latină. Parcă tot nu-ți vine a crede, dar când știi să te gândești că năucii noștri, moldovanii ăștia, din 1812 și până în 1918 au fost rusificați în procent de vreo 10-20%. Acum, în 1989, 300.000 de năuci moldovani au spus că limba lor este limba rusă. 300.000. Asta din 1944-45 până în 1989-91, cât a mai fost URSS-ul. 300.000. Vă dați seama, dar în ziua de azi, cine impune pe turcii noștri să vorbească așa o limbă cu tipa, davai paca, palegomu și așa mai departe? Cine impune? Iată așa, prin prostie unii s-au rusificat. Alții prin prostie s-au turcit. Pentru că eu mi-aduc aminte că este în istorie așa un caz când Ștefăniță Vodă, nepotul lui Ștefan cel Mare pe linia lui Petru Rareș, s-a turcit, a aruncat crucea în viceu, s-a dus la Istanbul, s-a făcut turc. Deci n-am crede că nebunii ăștia au mai fost în istoria noastră. Dacă ăsta era din os domnesc, păi și să mai vorbim de poporul, de prostime. Dacă un nepot al lui Ștefan cel Mare a făcut așa. O hârtie de pe timpul lui Ștefan cel Mare. Din mila lui Dumnezeu, noi, Ștefan Voievod, domnul al țării Moldovei, facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor celor care o vor vedea sau vor auzi citindu-se, când aceasta va fi trebuință cuiva, că dăm și am dat această carte a noastră tătarului și robului nostru, care a fugit de la noi și din țara noastră în țara leșească, anume Oană Tătaru, și copiilor lui, pentru aceea ca el să vină de la sine înapoi și cu copiii lui la noi și în țara noastră, iar de robii să fie iertat, el însuși și copiii lui, în vecii vecilor, și să nu-i aducem din nou în robie și nici pe copiii lui, ci să se așeze în țara noastră el cu copiii lui slobod și de bună voie și fără nicio nevoie, așa cum stau și trăiesc în țara noastră toți românii după legea lor românească. Nu știa Ștefan cel Mare cum se numește limba, nu știa ce popor avea el la timp și el. Adică, pentru cei care vor spune că nu chiar așa era scris, da, era scris că dreptul Valah, dar Valah nu se traducea altfel decât român. Și iată Ștefan cel Mare de multe ori numea și țara lui. Când vorbea de Muntenie, Latra Valahie, înseamnă că țara lui tot era Valahie, pe care îl ocotea cealaltă Valahie. Este aici testamentul lui, vorbim la urmă. Încep sau continuu să ne înveți pe noi limba, iată cam așa cetățeni. Dughen, Dodon și Iuri Roșca.
nu au nimic, nici cât iepurile cu scripca, nu au nimic ei cu știința lingvistică. Ăștia sunt niște agenți de influență ai Federației Rusiei aici la noi. Și nu au nimic. Tot așa și fețele bisericești. Ăștia sunt toți agenți de influență ai Rusiei. În 1924 s-a format așa numită Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Vedeți? Când au ocupat teritoriul dintre Nistru și Prut, l-au numit Basarabia, după o regiune micuță în josul Basarabiei, la Mare, Dunări și Prut, Nistru, se numea Bugeac sau Basarabia. Ei au prelungit toată denumirea asta până sus la Hotin, ceea ce nu e adevărat. Basarabia, poți să-i zicem de la Tighina în jos și nici de cum, în sus. Eu, de pildă, știu că raionul Folești în care m-am născut eu, a făcut parte din Ținutul Iașului. Fel de basarabian pot să fiu eu. Ei, dar asta e altă chestie. Altă mâncare de pește. Iată, peste Nistru, atunci a început să apară și limba moldovenească. Ce este cu limba moldovenească? Avem noi aici și cărți. Iată, bună oară, Вопросы молдавского языкознания. 1953, pe timpul lui Stalin. Ce ne spun aici învățații din Rusia? Работа над созданием единого литературного языка, над усовершенствованием его выразительных средств и его обогащением дала в 17-18 веках значительные результаты в поисках единства. Основные румынские диалекты вносили каждый что-нибудь свое. Но в основе продолжал лежать язык валахии. Молдавский сохранился в живом обиходе, окрашивал в той или иной мере в устах тех, для кого он был родным. Произношали литературную речь и ее лексику, но как это бывало повсюду, в чистом своем виде – расценивался как народный диалект. Яд шера грай молдовенеск. Каун грай популяр, да, жа есть по надеводят. Потому что ни меню са страдует, ка ачест грай популяр, саладаку ла кондиция де о лимба литераре еталон. Кларка бу надева. Аста спуни, Шишмарев, он ватсат, дела Академия, де штиинца УРССЕ. Фарти корректа спус, фэрн конжур, фэрн мик. Шишмарев. Упреки сторонников взгляда у насильственной романизации языка, Ангельмери, не имеют никакого основания. Мы уже отмечали выше, что история развития литературного языка в Молдавии и Валахии характеризуется сотрудничеством писателей обоих княжеств, стремлением создавать известную норму, которая была бы общепринята, то есть обслуживала бы максимальные широкие круги читателей, не обращая их художественные произведения и в узкопровинциальные писания. Не спуни Шишмарев. Înseamnă că Василий Александрий, Олег Русу, Ion Creangă, Mihai Eminescu, toți acești moldoveni au participat în secolul XIX la formarea limbii literare românești. Fiecare provincie și-a adus aportul său. Ceva s-a luat din Transilvania, ceva s-a luat din Muntenia, din Moldova și așa s-a ajuns la un numitor comun și așa s-au făcut și abecedarii ca să înțeleagă toate aceste provincii mari. Și ele se înțeleg bine mersi și până în ziua de azi, pentru că nimic nou n-au gândit decât au făcut o gramatică pentru toți. Așa, ce ne spune nouă Piotrovski, tot de la Academie? Din URSS. После присоединения Бессарабии к России в 1812 году приток русской лексики в молдавском языке через устное обращение значительно усилился. В этот период заимствуются административные термины волости, дворянин, налог, начальство. Ведь есть у них винекести. Дело у меня, после 12
noi cei din Basarabia, am împrumutat foarte multe cuvinte din limba rusă. Nu întotdeauna le-am tradus, nu întotdeauna le-am adaptat la limba noastră. Le-am luat mot-a-mot de acolo. De aceea am ajuns în ziua de azi că, iată aici este altă carte, schiță de istoria limbii moldovenești literare. Așa îi zicea academicianul Corlăteanu pe atunci, Purice, 1986. Sunt lucruri interesante și aici, am citit, dar am atras atenție mai mult la Șișmariov și Piotrovski din cauza că ăștia erau de la Academie din Moscova. Și ei au spus-o destul de clar la 1953, când încă era Stalin viu, că noi avem o limbă cu românii, adică limba română, literară, limba etalon. Că avem graiul, da, sigur, că fiecare popor are trei limbi deodată. Asta este limba dialectală, regionalismele. Noi nu avem dialecte, dar regionalisme avem. Este limba populară, care o vorbim noi așa cam urât, cu sudelmi, cu fel de fel, care la televizor n-ar trebui să aibă loc, și nici la radio, să nu învățăm copiii așa vorbim. Și avem limba literară etalon, care trebuie vorbit începând cu grădinița, școala, liceu, gimnaziu, liceu, etc., universitate. La noi, din cauza că profesorii când învață acolo la universitate, învață prin teste, ei nici nu știu o vorbi, ei nu posed o limbă frumoasă, o limbă literară. Ei vorbesc stâlcit cu totul. Prin teste nu poți să înțelegi, știi omul ăsta a vorbit sau nu. Trebuie să-l auzi prin viu grai. Cine îl controlează vreodată pe un profesor de-a nostru, dacă el cunoaște măcar cât de cât limba literară? Nimeni. Și vorbesc care și cum îi treci prin cap. Nimeni nu atrage atenția la acest lucru. Din 1989 până azi, noi în loc să progresăm în această chestie, avem un regres. Să vorbești mai stâlcit, mai urât, cu fel de fel de adaosuri. Au mai trecut la ok, weekend, etc. Înainte era cum si cum sa, pardon, scuze-mă așa și mai departe, franțuzisme, acum au trecut la anglicalisme, etc. De parcă în limba noastră nu s-ar putea de vorbit, parcă nu am avea noi cuvintele noastre. Pentru cei care stau greu cu istoria, stau la capitolul istoriei. Numele similare ale localităților de pe ambele maluri ale Prutului. Raionul Călăraș, Basarabia, Buda. Buda, 18 localități în România. 18. Căbăiești, Raionul Călăraș, Basarabia, Moldova, Republica Moldova. Căbăiești, Bihor, Frumoasa, la Călăraș, Frumoasa, la Teleorman, Harghita și Suceava. Hârjauca, la Vaslui, Bacău. Leordoaia, în Raionul Călăraș, Leordaia în județul Dolj, Leordeni în Mureș. Nu suntem frați, nu vorbim o limbă, dar avem aceeași denumire de localități. Mândra, Mândra Argeș, Brașov, Sibiu, Mândra Călăraș. Novaci, Novaci la Giurgiu și la Gorj. Giurgiu e mai aproape de Dobrogea, dar Gorjul e din Oltenia, de la Petre Stoian Mâțu, Gorj, Dolj, Mehedinți. Astea sunt județe din Novaci. Horodiște. Raionul Călăraș. Horodiște Botoșani. Horodiște Iași. Onișcani. Onișcani Bacău. Onișcani Călăraș. Hârbovăț. Hârbovăț, Caraș Severin și la Galați. Palanca. În Raionul Călăraș. Palanca Bacău. Palanca Giurgiu. Palanca Prahova. Trei județe din România, da? Păulești. Păulești în Raionul Călăraș, Păulești în 5 localități din Bihor și Vranceangă. Pieticeni la Călăraș, Pieticeni Harghita. Pârjolteni, Raionul Călăraș, Pârjol Bacău. Pitușca la Călăraș, 1420 printre altele, satul e format. Pitușca Vrancea. Podul Lung, în Raionul Călăraș, Podul Lung la Prahova. Rădieni, Raionul Călăraș, Rădieni Botoșani, Rădieni Iași, Rădieni Neamț, Rădieni Vaslui. Suntem o nație, avem o limbă, nu? Cum dracu, aceste sate se numesc întocmai. Sadova, Sadova Dolj, Sadova Suceava. Săseni, asta e Raionul Călăraș. Săseni Galați, Temeliuți,
Temelia Bacău. Schinoasa. Schinieni. Vaslui. Bacău. Seliște Nou. Seliște, Seliște, 15 localități în județul Arad, Botoșani, etc. Ursari, Ursărești la Iași, Ursu, Ursărescu, Vâlcineț la Călăraș, Vâlcea, Iași, Râmnicu Vâlcea, știți singur unde, Vârzărești noi, Vârzăroaia, Vârzaru la Argeș. Nu suntem o nație, nu vorbim noi o limbă cu ei. Numele din familie al meu, Rotaru, chiar și mai tălcit, Rotari să fie. În România sunt la vreo 250.000, cu așa nume, cum e alt popor, nu cumva suntem noi frați cu ei, dacă același nume, dar numai asta, da Munteanu, da Corocaru, da Cibotaru, câte nume de familie sunt în România. De ce n-ar fi dacă spun ucrainienii ăsta, rușii, că ucrainienii și rușii sunt frați? Păi numele lor diferă. Dacă în Rusia e Ivanov, Petrov, Sidorov, în Ucraina să fie Ivanencu, Celănencu, Sidorencu. Dar nici cum Ivanov, la noi așa e numit familie în tocmai. Vreau să ating și un... Avem noi o deprindere, așa, că iubim străinii și nu ne iubim frații noștri. S-a găsit așa un mare scriitor, avem și monument în parc, îi zice Pușkin, sau i-a zis. Și iată, el scria că la 1820-23, când a fost el pe aici pe Basarabia, despre noi. Среди неистовых цыганок, я как архей, орфей, среди ваханок, кругу кокетов молдаванок, пожалуй, бог среди баланок. Așa le numea pe moldovenii noastre, da? Зато меж грустных молдаван не лань враги львином, вернее лев меж обезьян. Adică молдовенii erau маймуци. Așa îi numește el. Я конь арабский алмадан, смиренном таборе ослинном. Магарь мой erau молдовенii. În viziunea lui Пушкин. Și noi ținem pentru el acolo un monument și stradă. Ar trebui să avem noi așa stradă. Ar trebui să avem noi așa monument. Pentru unul care ne calcă în picioare și ne înjură ca la ușa cortului, noi avem monument și stradă. I s-a răspuns. I-a răspuns marele nostru Alexandri. Fiind mai negru ca țiganii, ce au cerșit la noi cu anii, tu cel primit cu dar de sus, nici Bogda proste nu ne-ai spus. Cu dar de pâine și de sare, cu vin din beciul nostru mare, te-am ospătat iar tu în zori, râzând te-ai și cacat în flori. Apoi, prin codri de milenii, ai tot umblat de dragul lelii cu niște țigănci acolo, da? Ei vezi atunci, pun mâna în foc, tu n-ai fost calarab, ci porc. După cum și merita să-i fie spus. Și foarte bine i-a spus Alexandri. Ca să calci în picioare un popor și să-i numești măgari, etc. Asta a putut să o facă numai așa un exemplar. Cum a fost Pușkin, care îl numesc Marele Pușkin. Da, da, tare mare. Un om care ne-a insultat pe noi. Întreg poporul. Așa. Mai 1938. Despre treșerea scrisului moldovenesc de la alfabetul latin la alfabetul rus. După ce au format Republica asta autonomă sovietică socialistă moldovenească, care e numai moldovenească, nu era, toată conducerea era venetică, nu știau limba, etc. Au pornit ei acolo de la început să scrie, să învețe într-o limbă literară românească. Nu le-a ieșit, deoarece nici conducătorii, nici oameni de rând nu cunoșteau limba literară, nu aveau de unde, erau rusificați majoritatea. Și s-au dezis în folosul limbii populare a țăranilor. Limba, un dialect al limbii române, un,
așa să zicem, un provincianism, care nu avea nimic comun cu o limbă. Pur și simplu regionalism, putem să le socotim. Și ei au scris iată așa, deși trec ei la scrisul ăsta lor nișănțat, acum și o să vedeți cum sună el. Despre treșerea scrisului moldovenesc de la alfabetul latin la alfabetul rus. Hotărârea Comitetului Împlinitor Central al RSSSE moldovenesc. Hotărârea Comitetului Împlinitor al Republicii Autonomii Sovieti Socialiste Moldovenești, adică Comitetul Executiv. Dușmanii norodului care au operat în Moldova au petrecut politica dușmănoasă pe frontul zidirii național-culturale, îngunuieșă limba moldovenească cu cuvinte și termeni salonii burghezi românești, au introdus alfabetul latin, neînțeles pentru truditorii Moldovei. Luând în seamă șerințele truditorilor Moldovei, Prezidiumul Comitetului Împlinitor Central al RSSSE moldovenești hotărăște a treșe scrisul moldovenesc de la 1 iunie anul 1938 de la alfabetul latin la alfabetul rus, a întări alfabetul scrisul moldovenesc într-un număr 31 de semnuri din următoarele litere. Împlinitorul îndatoririlor președintelui Comitetului Împlinitor Central al RSSSE moldovenești, Constantinov. Ați înțeles ceva? Eu unul n-am înțeles. Împlinitorul îndatoririlor președintelui Comitetului Împlinitor Central al RSSSE moldovenești, Constantinov. Împlinitorul îndatoririlor. Interimar, dracu' știi. Secretarul Comitetului Împlinitor Central al RSSSE moldovenești, Rusnak. Gramatica moldovenească, fonetica și morfologia, editura de stat a Moldovei, Târgu Tirișpolea, anul 1930. Fonetica, sunetele niglasnicile, zgomotnicile, niglasnicii sunarnicii, adică consoanelor nesonante, consoanelor sonore, îndoirea niglasnicilor, vedeți ce limba au gândit. Iată, asta era gramatica. Moldova Roșă, bucheri pentru vârtnici, redactat de Ignatovici, de sectorul metodișesc al KIL-RSSM, recomandat pentru grupurile lichidării necărturării, adică lichidării alfabetism, în alfabetism. Editura statnică a Moldovei, Tirișpolea. Editura de stat, nu statnică. Poate de șadzut, mai este la dânsă. Și deci, pistinistul s-a proces la formarea limbii moldovenești. În ghilimele, sigur că. Dacă în română sună, că suna și sună, pe malul drept, nevoie de pistinistru au gândit un cuvânt din limba rusă pravobережnii și l-au tradus. Dreptul malurinic, adică de pe malul drept. De pe malul stâng, stângul malurinic, în limba rusă pravobережnii. Au tradus din mod a mod din limba rusă. Administrația uzinii, în limba noastră. Cârmo zăvodnică. Cârmo zăvod, de la cuvântul zavod, uzina. Calitativ. La deja a ieșit. Cumatatinic. Cantitativ. Câtimnic. Adică cât. Câtimnic. De la cantitativ. Că în limba rusă e scris. Calitativ cacestvenui și cantitativ colicestvenui. Și eu tradus. A repeta. În limba celor pistiniști, a de dori. Îndată, iamuș. Vedeți cum i-au găsit sinonimul? Iamuș. Prosop, șerbet, mâni ștergură. Adică nu ștergar de mână sau șerbet, dar mâni ștergură. Prelucrarea în comun al pământului. Pământul, lucrarea în colectivă.
Filologie sau lingvistică. Limbă știință, adică iezgoznanie limba rusă. Capitelnicul, capitolul sau compartiment. Adânși au devenit oxigen. La ei era acrariu, acru, oxigen. Hidrogen, apariu. Cravată, gât legău, avion, sâni zburător. Gogomanie. Capotul tiuntoșie. Nici nu poți vorbi. Stomatologic. Dintnic. Verișor primar. Două neamnic. De același neam. Uno neamnic. De unic uz. Uno felnic. De un fel. De un uz. Uno felnic. Că ne paru să văd norază. Vocabular. Lexicon. Cearșaf. Prostire. Cuvertură. Ocrivală. Libertate, свобода, рețea de телефоне, мережа de телефон, конкурс, întreșere, mediu окру, mediu, mijlocaș, а toată Uniunea, tot unional, universal, tot de obște. Între altele, eu mai greșesc de multe ori și zic în de obște. Asta e un cuvânt vechi, are și el locul lui, ar trebui să-i spun în genere. Dar din când în când, graie mă lăbăresc, mai sfârșează și la mine cuvântul ăsta, neopște, adică în genere. Mașina blindată, bronevic, stampilă, pecete, peșată, poate pișată, dracu știi, șubotă, ajutor de tractorist, prițepșic, cât a fost Uniunea Sovietică, așa i-au spus toți, prițepșic, ajutor de tractorist, foaie de drum, putevcă, matineu, утренник, кроватка, гетлегава, мы спус, он текст интрег для той, с интрег, но и не ампуз заданий создадим социализму, требу сожжунжим, с интрешим техника церлор строини, сапкат вртоз де лукру лукраторий, он шепут интри дынша с интреши, кари завод май мульт, a face și mai degrabă a împlini planul lui de lucru. Unde a și mai bună și mai ieftină producția. Nu rămână în urmă și țăranii, argații, sărășimea, mijlocașii cu satele și raioanele întregi se unesc în colectivuri. Colectivurile se întrec pentru roadă mai mari, măresc sămănăturile, îmbunătățesc gospodăria. Pen toată țara sfatnică, adică Uniunea Sovietică, sfat, traduce Soyuz, în toată țara sfatnică se răsune mai mulți cărbuni, nu mai mulți, dar mai mulți, mai multi mașini, mai multe pâini, trăiască disciplina truditoare, trăiască întreșerea socialistă și lojitoria. Ce-o fi fiind dracu, știi, și mai este lojitoria asta. Trăiască disciplina truditoare în produșiri, în gospodărie sătească și la transport. Așa se vorbea la acel moment. Sub cărmuirea organizației partinii și mobilizând masele largi de colectiviști, argați, sărași și nijlocași la luptă pentru linia generalnică, a partiei, raionul Caminca, la 1 noiembrie împlinit măsuropunurile temeinișe, politici și gospodărești cu arătători următori. 1. Pregătirea pâinii, planul anual 401.990 de puduri, îzgrămădite. 430.950 de puduri, adică 102%. 2. Sămânatul de toamnă, planul, 14.100 hectare, gala deja scris, nu ha, dar ga, e limba rusă. Sămânate, printre altele, de una zi, nu țin minte unde aici am Chișinău, am găsit un nume de familie scris, Gai de Bade. Și m-am gândit, omul ăsta cu cap prietenești, care are așa nume de familie. Și nu s-ar uita el în arhivă nițel să vadă. Nu poate fi Gai de Bade.
cred eu și cred că toată lumea știe asta, că numele lui este Haide Bani. Tot așa după cum în satul Răuță, Răunul Polești. Toți care au fost Hergelegiu, i-au scris Hergelegiu. Hergelegiu înseamnă un om care îngrijește de cai. O hergelei de cai. Hergelegiu. Conicul în Varuță, tabunșic, ziceați-i cum vreți. Hergelegiu. Nu știu ce înseamnă și nu știu ce au scris. Au scris niște oameni agramați care nu știau ce e asta. Pe urmă, satul Catrană, Craiovul Polești. Mulțișoare sunt acolo cu numele de familie. Gangan. Ei ce sunt gângâiți? Toți aceștia au avut numele de familie Hanganu. De la Popșoiești cel mic, moldovenesc, 90 de zile. Hanganei. Hangan. Iată cum ar trebui să fie numele lor de familie. Hanganu. Aici, lângă Chișinău, în satul Rece, Răunul Strășeni, sunt mulți cu numele de familie Magari. Așa i-au scris rușii când au venit după 44. Numele lor de familie era tot nu chiar plăcut, Mahari. Mai mare pe bandiți. Pahan în limba rusă, adică. Dar totuși nu este Magari. Unii s-au scris Magariu. Lasă-i să caute în arhivă să vadă că numele lor de familie este Mahari și nu Magari. Că tot ce la noi este în... Iată și aici ați văzut, Ga. În loc de H. Tot ce la noi este cu litera H, în, cum ar fi Orhei, Orgheiev, ei prefac în litera G, în limba rusă. Secretarul Căpără Gendler, moldovean mare, nu? Capul Cârului, și uite, mai fiind și Cârul, este ceva prescurtat, rusnac, drumul leninist, numărul 22, joi, ji, joi, 6 noiembrie, anul 1930. Iată așa limbă au adus ei în 1940 în Basarabia. Și al de tatăl meu, care avea 4 clase românești, învățase frumos la școală, se prăpădeau de râs, de așa limbușoară. O înștiințare. Circul în internet acum. Zavodul de Zagăr, Zăgar, din Râbniță, a început primirea silei lucrătoare, a forței de muncă, adică, pe anul de produșere, 1940-41, zavodului trebuiesc lucrători de așa calificații. Viston Șiș, Presov Șiș, Cocegari, Gazov Șiș, încărcători la încărcarea și descărcarea sveclelor, încărcători la păcuirea și încărcarea zagărului și lucrători de rând. Învoielile de lucru, adică condiții. Lucrătorii se garantează cu obșijitie, așternut, bine că li se așterne măcar, mâncarea din socoteală de față, lucru zdelnic. Limba, nu? În limba moldovenească sunt tare mulți substantive, care la număr singular sunt masculine, iar la numărul plural feminine. Acești substantivi la număr singular primesc înainte un, iar la număr plural două. Drumuri, un colhoz, două colhozi. Colhoz nu este cuvânt de origine română. Asta e colectivul de hazeastru de limba rusă. Noi avem gospodărie colectivă, sau românii spuneau și mai prescurtat, ceape. Scriți numerele obiectelor din clasa voastră, scriile obiectelor care se găsesc la voi acasă, scriți numele bridelor, deasupra fiecare substantiv însemnați cu următoarea literă, M masculin, F feminin, prescriți subliniați substantivele masculine numărul singular. Lupu, arișiu și hulpea. Ce fel de urășenie e aia asta? A zis lupu. Apoi era un ariș, el ședea ca un ghem acoperit cu așe. El n-are chele jie. Asta îi strică fața. S-a aprochet hulpea și zișe. Zișe. Nu te ninuna lupul. El nu s-ar putea apăra de la dinții tăi. Șitiț. Cred că șitiț de la cuvântul ăsta. Țărănesc așa. Citiți. Șitiți prescriți. Toate substantivele masculine, singulare, așa și plurale. Iată așa învăța pe oameni în stânga Nistrului. Cu așa cuvinte, cu așa limbă. Păi este ea moldovenească, măcar. Este nici grai moldovenesc.
A fost așa un scriitor sovietic, Ilia Ehrenburg. A venit el la noi la Soroca în anii 60, prin 65, la Congresul Scriitorilor, țin minte, este în internet, dacă vreți, Ion Druț a luat cuvântul, când au spus deschis că noi trebuie să trecem la alfabetul latin, deoarece suntem din grupul latin de limbi. Și iată acest Ilia Ehrenburg a fost un mare jurnalist, scriitor, era foarte de bază la sovietici, a întâlnit acolo la Soroca, că la Soroca a avut loc experimentul ăsta, evrei din România, din Basarabia, dacă zice, sau Republica Moldova, și veniți din Rusia. Iată toți ăștia, Stemberg, Nuvelman, Mazur, Hazel, Marcus și Davidovici, toți fiind evrei, dar cunoscând limba română, care mai bine, care mai rău, dar o cunoșteau. Ce a făcut cu ei Ilia Ehrenburg? El nu știa, sigur că nu știa limba română, dar i-a pus așa, moldoveniștii, scriți textul ăsta, româniștii, scriți textul ăsta. Și s-a întâmplat la ei. И так, Ehrenburg раздал те два листка представителям двух точек зрения и попросил одних перевести все на молдавский, а других на румынский. Через 5 минут ему вернули заполненные бумаги, он посмотрел на переводы, улыбнулся и сказал, мне все понятно, а вам ваше дело. И тут же перешел на другую тему. Что там было? Единственное различие – алфавит. И кроме того, всего два различия. Окно джам в румынском варианте и фереастр по-молдавски, и еще снег, соответственно, запады, шумит. Я-то, într-un текст скрыс, ди еврей, который кроштев лима румына, чи диференция гасит, но мой алфабет у яра. Дар тот спотяк помню пепт, к ной скрым молдовин, не штыка, и лима молдовнянская, и четера, и четера. А так у мой еврей садусь, мы не поймани, limba din Dobrogea sau din Ardeal, să zici că asta e ardelenească, din Oltenii să-i spui că oltenească, că au și oltenii cei acolo vorbesc puțin la alt timp. Ce făcut și făină roadă? Asta la un nebun de-al nostru trebuie să-i spui ce ai făcut făină nebunul, că mă așa răzuna în graiul nostru moldovenesc. Dar Oltenii spune, ce făcut și făină? Fă-te umăr, făină roadă! Nărod, ai noștri nu prea știu, fă proastă. Basarabenii, moldovenii preferă cuvântul ăsta. Să-i spui la un moldovean de-al nostru, mutuela, mă, mutule, n-au înțeles nici măcar puțin, dar nu înțelegi de fel. Și înseamnă mutul. Dar dacă îi spui, mă, budacule, înțelegi deodată că el îi place limba rusă sau în cuvântul ăsta. Un pic mai târziu, anii 50-60, limba moldovenească în Chișinău. Străhuim jite mari cornorate. Străhuim. Nu le asigurăm, dar le străhuim. În vânzare sunt confeti, șocoladă, biscuituri, cofe, povidlă, dar ce nu dulceață, nu dulceață, dar povidlă, se primesc și zacazuri pentru a pregăti torturi. Torturi, eu știu. Torturi. Scumpei noastre tate de la fiici, ficiori, giniri și nepoți. Să mai mult ar trebui să fie ei la urmă. Ță, nepoți și scumpii noastre tate. Cred că era mai de mult transvestiți tata numărul 1, tata numărul 2, scumpii noastre tate. Am avut, mai avem și în ziua de azi. În mâneajă târguirii s-o inspeciate în Ministerul de Legătură al URSS, adică Sfiazii sau Telecomunicații. Se găsește de vânzare literatură cu privire la alegerile din Sovietul Suprem al URSS, cereți literatura iasta. Ce mai avem? Așadar, întotdeauna avem sardelci cât și vecina. În Chișinău asta era. Contorul Republican de Curort are în vânzare puteoc pentru sectorul ambulatoric pe luni ianuarie, februarie, martie 1854.
avea puteobși pentru sectorul ambulatornic pe lunile ianuarie, în puteobcă, adică foaie de însoțire, foaie de drum, eu știu, în puteobcă se privede asigurarea cu hrană, locuință și lecuire. Colhozi se asigură în rândul întâi. Spre cunoștință, rai potrebsoizurilor, adică asociațiilor, uniunilor de consum de raioane, magazinelor raionare, cooperativ de sătești și a magazinelor sătești, un asortiment mare, țăsături, haine, încălzăminte. Construcții echivoce, se mai întâmplă chiar și în zăvădeanță. Voi deranjează pe dumneavoastră, se poate pe dumneavoastră. Pe dânsă poate mult, dar vrea. Tu ai nevoie de ea. Agramați cu studii superioare, avem și în ziua de azi, am mai vorbit, nu vreau să o întind mult. Am aici, am plătit 150 de lei pentru un dicționar al unui, nici nu știu, un trădător, un imbecil, n-am cuvinte. N-am cuvinte pentru așa prost, mai iertați de expresie, cu toate că el ar fi și doctor în știință. Și se spune lui Vasile Stati, dicționar moldovenesc român. Este și așa. Niște prostii, care nici nu le-am auzit, nici nu le știe nimeni și așa mai departe. Gâlbășii, sau gâlbași, cârnați. Gâlcă, copil bolnovicios. Gâlcevi, abombăni. Gâlgâit, bâlbăit. Nu este așa ceva. Gâlgâit, n-am auzit așa cuvânt, cu toate că el e din județul Bălți, ca și mine, el e din raionul Glodeni, eu sunt din raionul Folești. Îi zic Folești după cum e scris în istorie. Nu Folești, că eu nu mă folesc. Ghimuieț, grămăjoară de fân. Iată așa găsit niște cuvinte care s-au folosit poate cândva, mă rog, vorba populară, și-a făcut el un dicționar moldovenesc-român. Nu știu. Cum de nu l-a trăsnit Dumnezeu cu ceva în cap? Pentru așa o trebușoară. Am aici o hartă, nu știu dacă cineva a văzut și aș vrea să o vadă. Iată, teritoriile care ne-au fost nou smulse în 1940 de la fosta Basarabie, cum se numea ea atunci, adică în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească nu au intrat regiunea Cernăuță de sus cu o parte din județ Hotin și fosta regiunii Ismail, Ismailovskaya Oblast, adică sudul Basarabiei noastre, care acum e în componența regiunii Odessa. Când ne ducem noi la Zatoca, ne ducem la Marea noastră și trebuie să plătim ucrainenilor ca să ne odihnim acolo. Iată, acestea sunt teritoriile din sud, iată teritoriile din nord, care au fost rupte de la Basarabia. Deci ei nu-i putem zice azi acestui teritoriu, nici Moldova, deoarece Moldova este peste Prut, acolo sunt toate capitalele noastre. Adică Baia, Siret, Suceava, Ștefan cel Mare a domnit la Suceava. Nepotul lui deja a adus capitala, Alexandru Lăpușneanu, a adus capitala la Iași. Înseamnă că nici o capitală de cele nu în teritoriul Republicii Moldova de astăzi. Noi nu ne putem numi Moldova, dar numai concret Republica Moldova. Nu ne putem numi nici Basarabia, că teritoriile s-au rupt. Vedeți cum e. Iată harta României Mari de la 1928. O am și în altă variantă. Este și atunci. Iată-o. Aceasta e harta României Mari, 1928, când s-a născut tatăl meu. Eu am cumpărat-o cu 50 de lei. Așa harta rupt degeneratul ăsta de Bătrâncea. În graiul moldovenesc, debilul. Bătrâncea a rupt așa hartă. Asta harta e mai mult de hârtie, dar cea care a rupt-o el nu putea rupe. Ea avea ceva acolo și niște vericul celofan. Asta-i, domnilor, dacă nu mă credeți, cum spunea Ion Creangă, mulți prostii ați fi auzit și ați fi citit în viața dumneavoastră. Citiți-le, rog-vă și pe astea, el spunea așa. Așa vă spun și eu dumneavoastră. Dacă nu mă credeți, spuneți-mi una pe carte, citiți, dovediți-mi că eu nu am dreptate. Eu toate astea nu le spun de la mine, dar le ieșând din toate aceste cărți care le-am studiat, care mi-a fost interesant să-l studiez ca să știu cine sunt eu, de unde vin, încotro merg,
să nu mă mintă fiecare cum vrea. Pentru că omul că nu-și cunoaște istorie este ca un copil mic care nu-și cunoaște părinții. O zi bună, să fim sănătoși, învățați limba noastră veche românească, învățați-o măcar în grai moldovenesc, dar să nu vă aud cu haida vai paca, paliu bomu, carroci, nu vorbiți prostiile astea. Lungiți-o nițel, mai scurt, mai scurt, la revedere, pa, pa, ziceți în limba noastră, avem o groază de cuvinte frumoase, plăcute, nu vă lăsați nici la anglicalismele din ziua de azi. Țineți-vă de tot ce este al nostru. Așa le-a spus Taras Grigore Șevcenco ucrainenilor. Învățați, învățați tot ce-i străin, dar nu vă străinați de tot ce-i al vostru. În limba ucraineană sună așa. Вчитесь, вчитесь чужого, но и своего не цурайтесь. Așa vă spun și eu. Învățați toate limbile de lume, dar nu vă străinați de limba noastră. Nu plâni decât în limba ta și taci tot în limba ta. O zi bună, să ne vedem sănătoși.